Neața. Astăzi, dragii mei, vorbim de un comic book extrem de special. Nu exagerez când vă spun că este în top 3 benzi desenate cu Batman și mai mult ca sigur, dacă o să fac un top și probabil o să fac un top 10 comic book-uri citite pe anul acesta, e bine, nebunia asta, că n-o poți numi altfel, intră în acel top. Nu știu încă pe ce loc, încă e proaspăt în mintea mea și tind să-l pun pe locul 1, dar probabil prin decembrie când o să încep să fac topurile o să văd cu alți ochi, dar tot acolo sus o să fie și e unul din comic book-uri pe care mereu mi le-am dorit. Mi se părea că costa mai mult și, by the way, acest comic nu l-am cumpărat eu, l-am primit cadou de la prietena mea. M-a lăsat să-mi aleg un comic book și am intrat în Cărturești, în Park Lake, pentru cei care știu, și am zis, ok, cred că ăsta e, știi, momentul să ajung și la el. Și, Doamne, nu regret nicio secundă că am ales asta. Puteam să-mi aleg The Boys, puteam să-mi aleg următorul volum din Sandman, puteam să-mi aleg orice. Bă, da, am avut o chemare pentru asta, din multe puncte de vedere. Înainte să începem, salut lume, eu sunt Nevi și astăzi stăm de vorbă despre Batman Last Night on Earth. Comic book-ul acesta, în ediția aceasta, a apărut prin 2020, prin primăvară. Are vreo 184 de pagini, deci e destul de gros. Are foarte multe issue-uri, dar sunt foarte mișto împărțite și sunt conectate între ele și o să vedeți doi. Și nu sunt foarte lungi, sunt multe issue-uri, dar n-au foarte multe pagini și nu simți greutate când citești, știi? Adică l-am dat, gata, eram mega obosit într-o seară și în început să-l citesc, eram pe la jumătate, am zis, mă, ok, hai să-l citesc dimineața. Nu, n-am putut. Dacă n-am putut, n-am putut, mai ales că cred că ăștia, Scott Snyder și Greg Capullo, cred că s-o fie singurii oameni pe zona asta de creare de comic book pe care eu o să-i țin minte. Pentru că în trecut au mai scos ceva și ceva cu care probabil mulți dintre voi sunteți familiarizați. Exact. Curt of Owls și City of Owls, evident, sunt făcute de aceiași doi oameni și, evident, și alții pe lângă, dar ăștia sunt mainly. Le găsiți la editura grafic, o să las link-uri în descriere la recenzii, în cazul care nu le-ați văzut. Merită, sunt super faine și mă bucur foarte tare că ăștia doi, din câte am înțeles, au făcut echipă iar și au zis, hai să facem o ultimă poveste cu Batman împreună și să o facem bună. Și este foarte tare, dar hai să o luăm pe rând. În primul rând, acest comic book, cum arată? DC Black Label aici, textul ăsta frumos, artwork-ul ăsta e superb și pe spate arată super fain. Doar că ce-mi place la comic book-uri de genul e că au acest cover deschis frumos, comic book-ul prima oară. The Last Batman Story Ever Told. Ceva frumos, ceva frumos, da? Și să zicem că dăm asta la o parte, o punem pe aici. Și apoi ai asta. Și nu s-a terminat. Nu. Ia de aici. Deci n-ai cum ce fac oamenii ăștia, e absolut incredibil. Dar cred că vă interesează și povestea și îmi pare atât de rău că mi-este foarte greu și cei care l-ați citit sau care o să-l citiți și o să reveniți la această recenzie o să înțelegeți. Mi-e foarte greu să nu dau un spoiler, o să încerc să fiu cât de ambigu posibil, o să mă joc doar cu ce scrie pe spate, cu acel mic sinopsis pe care oricum îl înțelegi din primele pagini și cam atât, dar este superb din toate punctele de vedere. Poate am o mică plângere și cam atât, dar per total este mega fain. Care este povestea în Last Night on Earth? Păi o să încep direct. În prima pagină moare Batman, cel puțin așa credem, da? Moare Batman, dar în același timp el se trezește 20 de ani mai târziu în Arkham Asylum. Și el nu a fost Batman niciodată, el știe că a fost Batman, doar că nu își amintește să fi fost Batman vreodată. Și e ținut acolo captiv, evadează evident, și la un moment dat, printr-un deșert, cum ați văzut și pe copertă, mai mult ca sigur, sau și un trailer, cred că eram în pandemie și a pus un trailer la acest comic book și eram în... Nu știu dacă s-a mai făcut așa ceva sau fi un comic book event, sau fi un story event. Și când am văzut acel trailer am zis, mă, ok, Batman prin deșert împreună cu capul lui Joker într-o din aia, cum au lanternele verzi. Da? Într-un, nu știu cum se numește, ați înțeles voi ideea, într-un din ăsta. Și am zis, ok, cred că asta o să fie cea mai fucked up poveste. Doar că nu e o poveste fucked up, pentru că ăștia cumva fac echipă. Lumea s-a dus dracu.
pe românește. S-a dus dracu, îmi pare rău. Wonder Woman are o freză de pancăriță. Supereroii nu mai există. Există un anumit lider pe nume lui Omega. Și evident că Batman vrea să-l oprească, pentru că e singurul care mai are încă speranță, deși dacă te uiți, el o să parcurgă această lume, se va întâlni cu foști eroi, se va întâlni cu oameni care și-au pierdut speranța. Și de data asta, acest Batman, care încearcă cumva să-și regăsească identitatea de justițiar al nopții, e foarte interesant contrastul când el este plin de speranță și încă caută soluții și toată lumea a renunțat. Sunt multe personaje foarte mișto construite, pe lângă Batman, pe lângă Joker, care pe parcursul comic book-ului la un moment dat devine destul de enervant, pentru că cam repet aceleași lucruri, tot vrea să-i zică un poem lui Batman. Doar că la final, evident, totul are sens și este fain făcut. Și o să te întâlnești cu multe personaje familiare, multe persoane din Bat Family. O să te întâlnești chiar cu The Court of Owls, da? La asta nu te-ai fi așteptat. Nu neapărat foarte mult, e mai mult ca un easter egg, ca o referință la un proiect la care au lucrat ăștia doi împreună, dar tot e foarte mișto integrat și are sens. Villainul este foarte mișto construit, este foarte puternic. Ne întâlnim cu o grămadă din villainii lui Batman, cumva făcuți diferiți, updatați pentru perioada aceea, adică ne vom întâlni cu Bane, ne vom întâlni cu Scarecrow, Mr. Freeze, Killer Croc și în același timp o să ne întâlnim și cu câțiva eroi ca Wonder Woman, poate și niște Superman sau Superman, cu niște Lex Luthor, cu niște Martianu Manhunter. Foarte mulți eroi, multe personaje. Doar că nu s-a simțit grăbit, nu s-a simțit, ne-am adunat, am fost asaltat cu o 20 de personaje, am dat pagina și m-am întâlnit cu astea și am ce se întâmplă. Nu, apar toate în timp, da? E ușor, ușor. Și este și un plan la mijloc, făcut de Batman, evident. Pentru că el mereu este pregătit pentru orice situație. Și există și vreo 3 twisturi, 2 cel puțin mari, vis-a-vis de cine este acest Batman, cine este Omega, și sunt foarte mișto twisturile acelea. Singura mea plângere pe parte de poveste este puterea lui Omega, cât de puternic este acesta, cât de puternic este Batman. Adică la un moment dat o să vezi capul lui Darkseid, că el avea Omega Beans, într-o țepușă mort. Și apoi te gândești, ok, presupun că Omega l-a omorât. Atunci ce șanse are Batman, hand to hand, acest Batman să se bată cu Omega? Asta e singura mea plângere, dar când am citit acest comic book nu am sesizat această problemă, m-am gândit ulterior după. Deci overall pe parte de poveste este imbatabil. Este cu siguranță, dacă au vrut să încheie această colaborare între ei și să zică ok, asta e ultima poveste cu Batman pe care o facem, au făcut-o în stil mare și sper să ajungeți la ea, sper să, nu știu cât e alocația acum, nu știu, mă gândesc la soluții pentru voi, mai vindeți ceva, PolyX, nu știu, dar e un comic book care chiar merită bine de tot să-l citești. Deci nu ai ce plângeri să ai la acest comic book. Și pe parte de brutalitate, pentru că este multă brutalitate în acest comic book, dar niciodată nu simți că e dusă la extrem. Mereu e când trebuie și cât trebuie. Și asta este fain. Dialogurile nu sunt stupide, dialogurile sunt serioase. Comic book-ul de la bun început, din acea primă pagină, e dark de la început la sfârșit. Nu ai un moment în care să râzi. Poate ocazional Joker mai livrează o replică ceva, mă rog, capul lui Joker, și cam atât, ca ton e extrem de dar. Și chiar vorbeam și cu comics la un moment dat printr-un podcast din The Boys, care nu știu dacă l-ați văzut sau nu, m-am obișnuit cu colecția asta Libertatea și atunci când primeam ceva un pic dark, mi se părea că ăla e tonul pe care trebuie să aibă un comic book ca dark. Și apoi te întorci la DC și vezi exact ce poate să fie dark și să și funcționeze foarte bine. Adică oricând, nu știu, după atâtea comic book-uri de la Libertatea, să mă întorc ocazional la Sandman, să mai citesc ceva de genul acesta, e pur și simplu, rămâi un pic prost la un moment dat.
dar overall, pe parte de ton, scene de acțiune, dialoguri, personaje bine construite, villain mișto, twist-uri ce trebuie, scene de acțiune, scene și momente care să ne luăm pauză, să ne atașăm de unele personaje, pentru că o să vedeți și Alfredul de aici, mă, este mișto făcut și îți pasă de el și ți-e milă de el în același timp și lui e milă de Batman, o să vedeți voi, se întâmplă niște chestii acolo, dar overall, pe parte de story, foarte solid. Cu acea mică plângere doar. În rest e totul perfect. Iar pe parte de desen, cum v-am zis, Greg Capullo a făcut și Cartoval City of Owls. În recenzia respectivă la unul din ele m-am declarat fan al stilului acesta pentru Batman și evident este un stil asemănător și aici. Îmi place la nebunie. Este superb. Nu vreau să comentez absolut nimic. Desenul, I just love it. It's awesome. Deci cam asta a fost recenzia, știu, am venit aici și v-am zis, băi, e foarte tare povestea asta și trebuie să o citiți, trebuie să o consumați. Și mă doare foarte tare că nu prea pot să intru foarte în detaliu, nu pot să dau nici cel mai mic spoiler și pentru că nu vreau să știți mai nimic, dar și pentru că nu ai cum să vorbești de această poveste fără să dai un spoiler. Și e trist, așa că aștept să-mi spuneți în secțiunea de comentarii dacă vreți să citiți, dacă l-aveați deja pe listă, chiar sunt curios de chestia asta și ce ați mai citit voi, comic book-uri, în afară de Libertatea, evident, ce ați mai citit voi, poate cu Batman, poate cu alte personaje din DC, ce mai îmi recomandați să mai îmi cumpăr și cam asta a fost recenzia. Până data viitoare, eu am fost Nevin, uitați de like, share, subscribe, nu subscribe și pe canalul The Boys pentru că aparent am revenit în forță și ne mega distrăm acum la podcasturi și e foarte faină atmosfera, deci sperăm să transmitem chestia asta prin această lentilă la urma urmei și dacă vrei să devii membru, evident, o poți face oricând prin butonul de join pentru o donație minimă de 4 lei, 10 lei, cât vrei tu, dacă vrei să susții acest canal, să continue treaba, să producem din ce în ce mai multe clipuri pentru voi și evident aceste clipuri să ajungă înaintea voastră și evident mulțumesc membrilor care fac asta de atât de mult timp și susțin lună de lună cu bani, înseamnă foarte mult, nu neapărat prin sumă, ci prin simplu fapt că vrei să continue treaba, că îți place, asta e un sentiment tare fain și o poți face oricum și printr-un share și printr-un simplu like și printr-un simplu comentariu, ajută mai mult decât credeți. Așa că ne vedem la Comic-Con, bine, probabil acest clip apare după ce am fost la Comic-Con, dar o să vină și un clip despre experiența la Comic-Con probabil și noi ne revedem când ne vom revedea. Pa!